preamării și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Voi face o referire la început la un anunț pe care fratele Sorin l-a făcut și cred că fratele Sorin nu se va supăra pe mine. Dacă ați fost atenți, a anunțat cântările care urmau și a spus apoi că după aceste cântări vom asculta cuvântul Domnului. Când am auzit aceste cuvinte, mi-am dat seama cât de mare responsabilitate așează Dumnealui pe umerii mei și, până la urmă, și pe umerii dumneavoastră. Tare mult îmi doresc ca ori de câte ori mă ridic în mijlocul fraților mei la ambonul acestei biserici, ceea ce spun să fie cuvânt al Domnului. Amin. Dacă este cuvânt al Domnului, v-ar putea fi de folos. Dar dacă este cuvânt al meu, în cel mai bun caz ar putea să vă încânte urechea sau poate pe unii să vă deranjeze, mai știu eu. Așadar, îmi doresc tare mult ca Domnul să-mi dea cuvânt de la El pentru ca să pot să îl împărtășesc cu dumneavoastră. Amin. Dar responsabilitatea, să știți, că nu stă doar pe umerii predicatorului, ci și pe umerii ascultătorilor. Și pe parcursul mesajului meu din frumoasa aceasta, o să vă spun de ce. Aș vrea să vă reamintesc că în după masa aceasta am citit din Evanghelia după Luca, din capitolul 13, relatarea unei minuni săvârșite de Domnul Iisus. Evangheliile vorbesc despre multe minuni săvârșite de Domnul și Ioan, unul dintre martorii oculari ai acestor lucrări, în Evanghelia sa va spune că Domnul a făcut multe alte lucrări înaintea ucenicilor săi, și lucrările acestea au făcute cu scopul ca ei să creadă și cei care aud despre ele să creadă. În Ioan, capitolul 20, versetele 30 și 31. Iar ultimul verset al Evangheliei după Ioan exprimă iarăși o rezervă a lui Ioan și Ioan spune că este îndoielnic faptul că se vor putea scrie vreodată toate minunile săvârșite de Domnul Iisus. În cei 3 ani și jumătate, fără îndoială, Domnul a făcut foarte multe minuni. Cea mai mare parte dintre ele au reprezentat-o vindecările și aș putea să-mi explic lucrul acesta prin faptul că Domnul Iisus a simțit o compasiune deosebită față de oamenii necrășiți, față de oamenii apăsați din popor. Față de aceia care poate că s-au dus pe la medici și au cheltuit averea cu medicii fără să capete vreo ușurare. Cu aceia care poate n-au avut bani și neavând bani, nici medicii nu s-au ocupat de ei. Domnul Iisus, față de oamenii aceștia, a simțit întotdeauna o compasiune deosebită și fără să le pretindă vreun profit, în schimb, vreun câștig, Domnul s-a atins de ei și a vindecat, slăvit să fie Domnul. Amin. Cele mai multe din vindecările săvârșite de Domnul Iisus, care sunt consemnate, le găsim în Evanghelia după Luca și lucrul acesta iarăși este ușor de explicat, pentru că Luca de profesie era medic și aceste lucrări ale Domnului Iisus cădeau tocmai în sfera lui de interes și în domeniul lui de competență. Însă aș vrea să vă spun, dragii mei, oricât de multe vor fi fost minunile săvârșite de Domnul în timpul celor 3 ani și jumătate, mult mai multe au fost minunile pe care Domnul le-a făcut prin mâinile celor care s-au pus la dispoziția Lui. Ca să întăresc lucrul acesta, am să vă reamintesc cuvintele pe care le-a rostit Apostolul Petru în ziua în care la poarta frumoasă a templului l-a vindecat pe ologul din naștere, pe omul acela care avea mai bine de 40 de ani, care nu umblase niciodată, dar care în numele Domnului Iisus, prin mâinile apostolilor, a căpătat vindecare. Și când mulțimea care a văzut lucrarea aceasta a alergat la Petru și la Ioan, Petru a știut să clarifice lucrurile și cu un spirit de modestie care ar trebui să ne definească pe toți, a spus: pentru ce vă uitați la noi?
ca și cum prin ucenicia noastră l-am vindecat pe omul acesta. În Fapte, capitolul 3, versetul al 16-lea spune clar cuvântul Domnului că vindecarea aceasta a fost făcută prin credința în numele Domnului Iisus. Credința aceasta în numele Lui a întărit pe omul acesta și omul a căpătat vindecare. Și poate că mult mai frumos și mai limpede este arătată, evidențiată această stare de lucruri în Fapte, capitolul 5, cu versetul al 12-lea, unde autorul acestei scrieri precizează: prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Nu apostolii, ci prin mâinile lor se făceau. Cel ce le făcea era Domnul care îi însoțea, slăvit să fie Domnul. Amin. Și vestea bună este că de 2000 de ani încoace, de la cincizecime, de când Domnul și-a însoțit mărturia, și până în vremea noastră, Domnul face și continuă să facă minuni, slăvit să fie numele Lui. Amin. El încă face și în vremea noastră și vindecări și eliberări și toate minunile despre care citim în Evanghelie, să știți că se petrec, se întâmplă, se împăpuiesc și în zilele noastre, pentru că Domnul este încă la lucru și încă o dată zic, binecuvântat să fie Domnul. Amin. Am citit aici despre o vindecare și aș vrea să vă spun că este, se pare, ultima dintre vindecări făcute de Domnul Iisus într-o sinagogă. Într-o paranteză aș vrea să vă spun că de-a lungul celor 3 ani și jumătate, autoritățile religioase din Israel, din Țara Sfântă, au adoptat față de Domnul Iisus o atitudine în permanentă schimbare. Când au auzit pentru prima dată propovăduind Cuvântul lui Dumnezeu, l-au privit cu oarecare simpatie, cum privește un meseriaș, o experiență, pe un începător care se întâmplă să nimerească bine, să lucreze bine. L-au privit cu simpatie la început, l-au ascultat. Învățătorul acesta, galilean, care nu învățase la școlile niciunuia dintre ei, părea să vorbească foarte bine și cu foarte multă înțelepciune din Cuvântul lui Dumnezeu. Dar a venit o vreme în care fariseii și fruntașii sinagogilor au constatat că Domnul Iisus este mai apreciat de popor decât erau ei. Pentru că dați-mi voie să vă spun, pe rabini, pe cărturarii care vorbeau cu competență sâmbăta prin sinagogi, poporul îi asculta doar sâmbăta. Avea răbdare cu ei să-i asculte până terminau predica și apoi când se termina predica, toți plecau acasă gândindu-se cu o săptămână, va trece ea cumva și așa. Dar pe Domnul Iisus, roadele îl urmau peste tot. Pe niciunul dintre rabinii lor nu știu ca poporul să-i fi urmat peste tot ca să asculte cuvântul. Dacă Domnul Iisus își deschidea gura să propovăduiască pe malul mării, noroadele se adunau să-l asculte pe malul mării. Dacă el se urca pe o coastă de deal și folosea locul acela pentru a predica Evanghelia, noroadele îl urmau și acolo. Câteodată în podișuri, câteodată poate pe munte, mai la înălțime. Dar noroadele îl ascultau și se îmbulzeau să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun că citind Evangheliile, n-am găsit nici o întâmplare de felul acesta în care rabinii să fi predicat. Poate nici nu predicau, dar chiar dacă ar fi predicat pe un vârf de munte, eu cred că n-ar fi stat poporul o zi întreagă să-i asculte. Ba mai mult, citim în Evanghelia după Ioan că mai mari norodului au trimis niște aprozi să-l prindă pe Domnul Iisus. S-a întâmplat că oamenii aceștia au venit și au nimerit tocmai în timpul unei predici. Subiectul și mai ales prezentarea subiectului a captivat într-o asemenea măsură încât pe moment au și uitat pentru ce au venit ei acolo la Domnul, pentru ce căutau pe Domnul, au ascultat și au plecat de acolo înapoi. Și când le-au cerut socoteală cei ce îi trimiseseră, au spus, am fost acolo și nu l-am adus. Cum nu l-ați adus? Nu l-am adus.
L-am ascultat vorbind, n-am vrut să-l întrerupem și atât de frumos a vorbit omul acesta, că ei așa spuneau despre Domnul Iisus, că este un om, atât de frumos a vorbit încât noi credem că niciodată n-a vorbit cineva ca omul acesta. Nu știu dacă vă puteți imagina cuvintele acestea ce-or fi stârnit în inimile vorbitorilor religioși de profesie. Cred că o invidie fără seamă. Destul că, după o vreme, atitudinea fariseilor, a cărturarilor, a conducătorilor sinagogilor din Israel s-a schimbat față de Domnul Iisus și căutau tot timpul după aceea să-L prindă cu ceva, să-L, oarecum să-L denigreze în fața poporului, să-I mai scadă din popularitate. Adevăratul motiv pentru care ei au ajuns să îl urască pe Domnul Iisus era și faptul că Domnul Iisus, în repetate rânduri, le demasca ipocrizia și fățărnicia. Le-a spus în repetate rânduri care este adevărata lor stare și oamenii aceștia, în loc să îi mulțumească Domnului Iisus că le-a ajutat să își înțeleagă starea, oamenii aceștia l-au urât pe Domnul Iisus și au început să-i caute, cum spunem noi românii, nod în pacul. N-a trecut multă vreme și după aceea, ca să justifice cumva atitudinea de antipatie față de Iisus, oamenii aceștia, liderii religioși, au spus că Iisus încalcă legile și rânduielile lui Moise. Una dintre acuzații era aceea că el calcă sabatul. Și veți vedea că și în întâmplarea, în minunea aceasta relatată în Luca, despre care noi am citit, fruntașul sinagogii a avut această acuzație la adresa Domnului Iisus, chiar dacă n-a formulat-o în mod direct. Sunt acuzații pe care le formulez cu ricoșeu ca să ajungă acolo unde vrei tu. Unde vrea tu. Ei bine, dați-mi voie să mai fac aici o paranteză. Una din marile probleme ale oamenilor a fost în societate, a fost relația dintre om și sistemul din care el face parte. Despre ce este vorba aici? Să mă explic. La început, înainte ca societatea să fie foarte bine organizată, omul avea o anumită valoare. Dar pe măsură ce societatea a ajuns să se organizeze în tot felul de sisteme, importanța omului a început să scadă, ca și individ. Și s-a ajuns în societate până la situația în care sistemul să fie considerat mai important decât individul. În vremea noastră, care este o vreme, se spune, postmodernă, oamenii, în general, sunt doar numere, sunt doar indivizi. Ei contează doar la voturi și contează în statistici. Sistemul este atât de bine pus la punct, încât dacă cineva își permite să gândească altfel de cum gândește sistemul, acel cineva este privit ca o piatră într-un pantof, adică o persoană incomodă. Când societate se întâmplă lucrul acesta, poate că nici n-ar fi de mirare. Pentru că noi știm cine controlează societatea aceasta pentru o vreme. Nu e a lui societatea aceasta, Dumnezeu a creat totul. Dar pentru o vreme, uzurpatorul autorității lui Dumnezeu controlează și el în societate anumite lucruri. Mai trist este însă atunci când realitatea aceasta despre care tocmai v-am vorbit ajunge să se reflecte și în domeniul religios. Atunci când oamenii construiesc sisteme religioase și ajung să țină la sistemele lor religioase mai mult decât la bietul om care este necăjit și ar trebui să găsească în religie, dacă religia este adevărată, un punct de sprijin pentru sufletul lui în fața vicisitudinilor vieții și a vitregiilor vieții acesteia. Problema acestui fruntaș al sinagogii în care a fost făcută vindecarea femeii gârbove, tocmai aceasta era. Omul ăsta
a ajuns să iubească, să prețuiască, să valorizeze mai mult sistemul din care și el era o rotiță, o părticică, decât să îl iubească pe om ca ființă creată după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. Și după ce am spus aceste lucruri cu caracter general, aș vrea să mă apropii de pasajul citit și primul verset pe care l-am citit spune că Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului. Asta înseamnă că întâmplarea aceasta are loc în prima perioadă din activitatea Domnului Iisus. În perioada aceea în care încă îi se mai dădea voie să vorbească în sinagogi, să învețe poporul. Și aș vrea să remarcați, dragii mei, oricât de multe minuni a făcut Domnul Iisus, aș vrea să vă spun că accentul slujirii Lui a căzut pe propovăduirea Cuvântului Lui Dumnezeu. În orice loc s-a oprit Domnul Iisus, primul lucru pe care l-a făcut, prima Lui preocupare, prioritatea numărul unu din viața Lui, a fost aceea de a învăța pe oameni Cuvântul Lui Dumnezeu. După ce Domnul își încheia predica, ascultătorii îi aduceau pe cei atinși de diferite boli, îi aduceau la Domnul și Domnul îi vindeca. Rare ori s-a întâmplat ca întâi să fie vindecarea și după aceea predica. Întâi era predica, era învățătura din Cuvântul lui Dumnezeu și apoi, ca o anexă la aceasta, venea lucrarea de vindecare sau eliberare sau facerea de bine, pentru că oamenii aveau foarte multe nevoi cu care veneau la Domnul. Accentez lucrul acesta pentru că vreau să înțelegeți bine cât de mare este importanța Cuvântului Lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Prin profetul din vechime, prin Osia, în capitolul 4, în versetul 6, prima parte a versetului, Dumnezeu vorbea prin profet și spunea o stare de lucruri foarte tristă. Îl durea pe Dumnezeu ceea ce se întâmpla cu poporul Lui. Și zice Dumnezeu prin profet, poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Și doar partea aceasta a versetului vreau să o folosesc în continuare. Dumnezeu a dat omului cuvântul Său pentru a-l binecuvânta, pentru a-l ajuta să trăiască o viață frumoasă, pentru a-l pune la adăpost de foarte multe necazuri de care omul ar putea să aibă parte în necunoștința lui. Omul trăiește într-un mediu, într-un cadru care a devenit foarte ostil omului. Și Dumnezeu a avut bunăvoința să-i dea omului, să-i pună la îndemână cuvântul Său. Nu știu dacă noi vom putea vreodată să prețuim la adevărata ei valoare această binecuvântare numită Cuvântul lui Dumnezeu. Acolo unde nu există Cuvântul lui Dumnezeu, acolo să știți că lucrurile ajung la anarhie. Când profetul spunea din partea lui Dumnezeu, poporul meu pierde din lipsă de cunoștință, era vorba nu de cunoștință din domeniul istoriei, era vorba nu de lipsă de cunoștință în domeniul geometriei, al trigonometriei, al fizicii, al altor lucruri de felul acesta. Omul poate să trăiască bine și dacă nu știe numele în ordinea planetelor din sistemul nostru solar. Poate să trăiască bine în lipsa acestei cunoștințe. Poate să trăiască omul destul de bine și dacă nu știe care este cel mai adânc punct oceanic de pe globul acesta sau cel mai înalt pist de pe pământul acesta. Omul poate să trăiască bine și dacă nu cunoaște toate capitalele tuturor statelor din Africa. Nu e o problemă aceasta. Dar vreau să vă spun că acolo unde nu este cunoștință din Cuvântul lui Dumnezeu, acolo lucrurile o iau într-o direcție greșită. Acolo e multă răutate, acolo e multă fire, acolo sunt foarte multe probleme. Și Dumnezeu a dat omului cuvântul Său ca să îl facă pe om să știe, să, în stare să deosebească binele de rău și să poată să aleagă întotdeauna binele. Poporul lui Dumnezeu pierea din lipsă de cunoștință. Dar vreau să vă mai spun ceva. Poporul lui Dumnezeu piere nu doar din lipsă de cunoștință, că nu cunoaște Cuvântul lui Dumnezeu și ajunge să experimenteze tot felul de lucruri triste și nefericite care îi marchează viața.
Poporul lui Dumnezeu, potrivit cu Proverbe 13:13, mai piere și din nesocotirea cuvântului lui Dumnezeu. Spune înțeleptul din vechime, cine nesocotește cuvântul Domnului se pierde. Adică acel cuvânt al Domnului să fie făcut de cunoscut, să fie predicat în urechea ta mereu și mereu, duminică de duminică, sâmbătă de sâmbătă, să-l auzi ascultând predici pe internet, pe YouTube, ascultând înregistrări, CD-uri, casete și să intre pe aici și să iasă pe din coace, sau dacă vreți pe aici să intre și să iasă încă nu știu care este sensul, pe unde intră și pe unde ies. Dar nu e o problemă asta. Problema este atitudinea față de cuvântul lui Dumnezeu. Frații mei, sorurile mele, cred că aceasta este problema multora din creștinii din vremurile noastre. Dacă acest cuvânt al lui Dumnezeu pe care noi îl ascultăm predicat în atâtea duminici, de ani de zile de când suntem la pocăință, nu schimbă nimic în viața noastră, s-ar putea să fie o problemă. S-ar putea să cădem în acest articol care spunea, spunea cuvântul lui Dumnezeu aici. Nesocotirea cuvântului lui Dumnezeu. Și aș putea să mai aduc aici încă un argument, tot din Scriptură. Cartea 2 Cronici, capitolul 36, versetele 15 și 16, un cuvânt pe care aș vrea să-l citesc pentru noi toți. Domnul Dumnezeul părinților lor a dat din vechime, din vreme, adică la timp, primicilor săi însărcinarea să-i înștiințeze, căci voia să cruțe pe poporul său și locașul său. Aceasta a fost intenția lui Dumnezeu. Și acum versetul următor. Dar ei, beneficiarii, acei care au primit cuvântul lui Dumnezeu și au bătut joc de primișii lui Dumnezeu, i-au nesocotit cuvintele și au râs de prorocii lui, până când mânia Domnului împotriva poporului său a ajuns fără leac. Vedeți cum s-a împlinit acel cuvânt. Ăsta a fost scris în urma celui pe care l-am citit înainte, din Proverbe 13:13, pentru că Solomon a trăit înaintea lucrurilor despre care am citit în 2 Cronici. Și acum Domnul Iisus, curgând Țara Sfântă din loc în loc, se uita cu o plin de compasiune la poporul lui Dumnezeu, la starea în care se găsea. Când s-a născut în lumea aceasta, a ajuns în vremea în care poporul lui Dumnezeu se afla sub o stare de apăsare. Sandala romană, dacă mi este îngăduit să mă exprim simbolic, apăsa asupra poporului lui Dumnezeu. La Ierusalim și în toată Țara Sfântă, evreii nu mai puteau face ceea ce voiau ei, ci făceau ceea ce le îngăduiau autoritățile de ocupație, adică romani. Dar problema cea mai tristă era că poporul acesta era învățat nu adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, ci interpretarea dată de oameni care nu cunoșteau pe Dumnezeu. Interpretare dată cuvintelor lui Dumnezeu. Și avea o seamă de învățături foarte greu de ascultat, de împlinit. Ajunsese cuvântul acela în vremea în care Domnul Iisus locuia, trupește pe pământ. Cuvântul acela care se propovădea prin sinagogi ajunsese să fie o adevărată povară. În loc să fie o binecuvântare aducătoare de eliberare, o aducătoare de balsam pentru rănile sufletului omenesc, ceea ce se propovădea de multe ori prin sinagogi era învățătură de o bârșă omenească și nu aducea niciun folos. Era, dacă vreți, ca și cum ai încerca să tratezi diferite probleme de sănătate, făcând gargară cu apă sfințită. Nu ajută la nimic, nici nu omoară, nici nu învie. Cam așa era predica multor oameni din vremea aceea prin sinagogi. Și Domnul Iisus a sesizat această stare de lucruri și a predicat cuvântul lui Dumnezeu și le-a spus oamenilor adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu care poate să le schimbe viața, slăvit să fie Domnul. Amin. Frații mei, surorile mele, este foarte important ca noi cei ce vorbim din cuvânt să explicăm acest cuvânt al lui Dumnezeu așa cum este el. Să rugăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze și să transmitem cuvântul lui Dumnezeu nu uitându-ne la fața oamenilor că în felul acesta nu le-am fi de niciun folos.
ci spunându-le adevărul și aceia care îl cunosc pe Dumnezeu, spunea apostolul Ioan, evanghelistul Ioan, dacă vreți, în 1 Ioan, capitolul 4, cred că e versetul 6, dacă nu dau greș, cine cunoaște pe Dumnezeu, ne ascultă. Asta este diferența, asta face diferența între ascultătorii noștri. Cine îl cunoaște pe Dumnezeu, ne ascultă când vorbim din Cuvântul lui Dumnezeu. Iar cine nu ne ascultă, înseamnă că nu îl cunoaște pe Dumnezeu. Nu o spun eu, o spune Cuvântul. În contextul acesta în care Domnul Iisus, cu mult drag, cu multă pasiune, cu multă simțire, îi învăța pe oameni cuvântul de care oamenii aceștia aveau nevoie și de care fuseseră privați, lipsiți atâta vreme, Domnul Iisus a sesizat în mulțimea aceea o femeie care era stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Cuvântul Domnului spune că femeia aceasta era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Până în urmă, am ascultat o predică din pasajul acesta. Un predicator pe care îl prețuiesc a vorbit vreo 50 de minute despre ce face păcatul în viața omului. A vorbit atunci despre vreo 7 consecințe pe care păcatul le aduce în viața omului, iar ca material didactic a folosit-o pe femeia aceasta. Ca ilustrațiune, dacă vreți. Aș vrea să precizez încă o dată, pe acest frate predicator îl apreciez și am ascultat de multe ori predicile dumnealui. Tot ce a spus, cele 7 lucruri pe care păcatul le face în viața omului, toate lucrurile acelea erau perfect adevărate. Erau inspirate din ceea ce ne învață Biblia. Erau documentate cu versete biblice. Singura problemă era că nu se aplicau întru totul aici. Pentru că dați-mi voie să vă spun, în ziua aceea de sabat în sinagogă, singurul păcătos, credeți dumneavoastră că a fost femeia aceasta? Eu nu cred. Eu cred că mai degrabă, mai păcătos decât femeia aceasta, era fruntașul sinagogii. Păcătoși erau, dacă vreți, cam toți cei de acolo, cu excepția Domnului Iisus. Cum se face atunci că în mulțimea aceea de păcătoși mai mici sau mai mari, cu calificare sau fără calificare, doar unul avea consecința aceasta de a avea spatele încovoiat? Cred cu tărie că există o legătură între păcat și anumite experiențe triste care vin peste noi și prin care trecem noi. Cred că există o legătură. Dar eu cred că în pasajul acesta nu era vorba atât de mult de consecințele păcatului în viața noastră, cât mai ales de puterea Domnului Iisus de a elibera și de datoria noastră de a fi simțitori față de nevoile și de problemele celor de lângă noi. Pentru că atâta vreme cât ești sănătos și bine, nu-l poți simți pe cel de lângă tine care săracul geme sub povara lui. Și există în noi tendința aceasta de a ne uita de sus la el, pentru că noi nu trecem prin ce a trecut el. Revin acum și spun, Domnul Iisus a văzut-o pe femeia aceasta și știa Domnul Iisus, pentru că el le știa pe toate, că femeia aceasta este suferindă de 18 ani. Dați-mi voie să vă reamintesc în societatea antică, fie că vorbim despre societatea evreiască, fie că vorbim despre alte națiuni din Orientul apropiat antic, situația femeii în general era foarte diferită de situația de care se bucură femeia în societatea postmodernă. Astăzi femeile se pare că au drepturi mai mult decât bărbații, și lucrul acesta cam tensionează relațiile dintre bărbați și femei, mai ales când este vorba despre căsătorie. Dar în vremea de atunci, situația femeii era foarte diferită. Încă de la început, încă înainte de, sau poate de la naștere, societatea o privea diferit pe o femeie față de un bărbat. Am citit undeva că atunci când o femeie din Israel
urma să nască, îi se apropia să locul nașterii, lumea din sat, din localitatea aceea, se aduna în jurul casei în care avea loc nașterea. Și toți așteptau cu sufletul la gură să vadă ce va fi, dacă va fi o fetiță sau dacă va fi un băiat. Dacă se întâmpla să se nască un băiat, toată mulțimea adunată acolo, cu tot felul de instrumente, mai puțin organizate decât formațiile din zilele noastre, începeau să cânte, presăltau de bucurie și plecau de acolo spre casă, lăudând pe Dumnezeu că s-a născut un băiat, un copil de parte bărbătească. Dacă, din potrivă, se întâmpla să se nască o fetiță, tatăl ieșea și spunea s-a născut o fetiță, la care toată asistența, ținându-se oarecum cu mâinile de cap și clătinând așa, într-un mod ciudat, se depărta și plecau fiecare la ale lor, ale lui, necăjiți cumva. Poate că v-ați întrebat de ce, dar mi-am pus o altă întrebare. Dată se nășteau gemeni și unul era băiat și unul era fată. Despre lucrul ăsta, despre situația asta, n-am apucat să citesc în cartea respectivă. Autorul n-a scris despre așa ceva. Poate că vă întrebați, de ce a fost societatea de atunci așa de discriminatorie? Aș vrea să vă spun că în vremea de atunci se purtau foarte multe războaie și în războaie, sigur că bărbatul însemna un avantaj. Un bărbat de nădejde într-o obște însemna un avantaj, așa se socotea. Apoi, munca era în cea mai mare parte ei muncă fizică. Doar cărturarii lucrau cu capul. Toți ceilalți munceau fizic. Și muncind fizic, era nevoie de cineva care să poată lucra. Să poată să sape, să poată să taie lemne, să poată să tare apă, să poată să cioplească pietre și așa mai departe. Munca era preponderent fizică, iar bărbatul, din punctul acesta de vedere, se considera că este mai avantajos. Apoi, în vremea de atunci, oamenii știau că dacă ți s-a născut o fetiță, vine o vreme în care trebuie să o măriți. Și trebuie să-i dai și niște zestre. Și asta înseamnă că din ce ai agonisit, din pământul pe care îl ai, din agonisările tale, trebuie să-i faci o parte și ea pleacă din casă cu partea aceea. În sfârșit, poate vor fi fost și alte lucruri. Cert este că în vremea de atunci, o femeie nici nu prea avea voie să vorbească în adunările publice, asta în Israel. Dacă era vorba despre un proces, mărturia ei n-avea nicio valoare în fața unei instanțe de judecată în vremea aceea. Ar fi poate multe alte lucruri de spus, dar ca o concluzie vreau să rețineți. Situația unei femei în vremea de atunci era o situație neplăcută, nedreaptă aș putea să spun. Sunt de acord, era foarte nedreaptă față de femei. Creștinismul a adus foarte multe schimbări și femeile ar trebui să fie recunoscătoare lui Dumnezeu, pentru că prin Biblie multe lucruri s-au îndreptat în societate, acolo unde Biblia a fost ascultată. Dar dincolo de toate, iată, avem o femeie care de 18 ani avea spatele îndoit și nu putea să privească cerul, 18 ani în care ea privea doar pământul. Nu știu cum a debutat boala aceasta. Știu doar ceea ce a spus Iisus despre ea. Că la originea ei era cel rău. Era Satan care o ținea legat. Aș putea să cred că au fost 18 ani, cei mai frumoși ani din viața acestei femei. Ea avea mai mult de 18. Ultimii 18 însă, femeia aceasta n-a putut să vadă cerul, soarele, păsările zburând, tot ceea ce este frumos, când te uiți în sus, a privit doar pământul. E trist pentru că te gândești câteodată oare cum ar fi fost viața ei dacă n-ar fi existat această problemă care a ținut-o cu spatele împovoiat timp de 18 ani. Dar femeia aceasta, ceea ce mă surprinde la ea este faptul că nu s-a revoltat.
Atât de mulți oameni, bărbați și femei, tineri și vârstnici, dacă sunt îngăduiți vreodată să treacă prin vreo nenorocire, prin vreo problemă, dacă se confruntă cu o situație neplăcută, ajung să adopte atitudine neînțeleaptă, să se revolte, să se supere pe Dumnezeu, să spună de ce eu și nu cu tare, de ce eu și nu celălalt sau cealaltă, de ce tocmai mie. De parcă ei ar fi axus mundi, axa pământului. Femeia aceasta a continuat să vină la sinagogă. Pentru că dacă n-ar fi venit la sinagogă supărată pe Dumnezeu, în ziua aceea când Iisus a trecut pe acolo, ea n-ar fi fost acolo. Sau, cum spunea un frate păstor care ne-a vizitat mai mult, dacă femeia aceasta ar fi avut o ținută sfeltă, frumoasă, dacă femeia aceasta s-ar fi bucurat de o sănătate de fier, poate că ar fi activat în alte domenii și nu și-ar mai fi făcut timp de casa lui Dumnezeu, de sinagogă. Cert este că pentru ea a fost important faptul că s-a găsit în casa lui Dumnezeu când Domnul Iisus a trecut pe acolo. Frații mei, surorile mele, casa lui Dumnezeu, să știți că este o casă de vindecare. Sinagoga, cu toate lipsurile ei, atunci când Iisus a trecut pe acolo, a fost un loc al binecuvântării, pentru că Iisus a dus cu El binecuvântarea. De aceea, dragii mei, noi când începem părtășiile noastre în locul acesta, le începem cu rugăciune. Nu este un ritual pe care l-am deprins de la părinții, de la bunicii noștri și îl facem în virtutea obișnuinței, nu. Noi ne dorim ca în mijlocul nostru să-L simțim pe Domnul Iisus. Pentru că acolo unde este El prezent, sunt și binecuvântările care îl însoțesc. Și acolo unde El este prezent, se schimbă vieți, se schimbă destine, se schimbă caractere. Spun unii specialiști că un caracter nu se poate schimba. Te naști cu el și îl mai poți șlefui, îl mai poți cosmetiza, dar nu-l poți schimba. E mare minciună. Iisus schimbă și caracterul. Vreți să vadă? Doi frați care au fost supranumiți la un moment dat chiar de către domnul Boanerges, adică fiii tunetului. Dați-mi voie să vă spun că porecla aceasta, eu cred că avea legătură cu ceva din caracterul lor, din temperamentul lor. Temperament năvalnic au dovedit cei doi frați atunci când, nu de mult s-a vorbit aici despre tentativa de a trece printr-un sat al samaritenilor și samaritenii au spus Domnului, nu treci pe la noi. Și Ioan și fratele său au spus, Doamne, n-ai vrea să ne rugăm să coboare foc din cer? Dacă i-ar fi lăsat Domnul să roage, nu cred că ar fi coborât foc din cer. Dar Domnul a vrut să-i vindece de acea influență care se manifesta peste ei în momentul acela. Dar a existat un moment în care Ioan, tânărul Ioan, cel mai tânăr dintre ucenicii Domnului Iisus, a dovedit care și el temperament, personalitate. Zice într-una din împrejurări, Doamne, mi-am găsit pe unul care scotea demonii în numele Tău. Nu era dintre noi. Știi ce am făcut? L-am oprit. Cred că Ioan a contat pe faptul că avea 11 pe lângă el și ăla era singur, poate. Și i-a spus, vezi că nu sunt singur, oprește-te. Și l-a oprit. Și Domnul a spus, nu trebuia să-l oprești. Bine, ăsta a fost Ioan când era tânăr. Știți, când suntem tineri, ne fascinează puterea. Am vrea să avem cât de multă. Însă, după ce Domnul l-a botezat pe Ioan cu Duhul Sfânt, omul acesta a devenit un stâlp al bisericii din Ierusalim și a rămas cunoscut în tradiția, în istoria creștinismului, ca și apostolul iubirii. S-a schimbat caracterul lui Ioan din fiul tunetului în apostolul iubirii? Eu cred că da. S-a schimbat caracterul, s-a schimbat temperamentul. Nașterea din nou, să știți că schimbă. Slăviți să fie Domnul! E bine, Domnul Iisus și-a închis mâine peste femeia aceasta și a vindecat-o, eu aș putea să spun, la clipeala ochiului. N-am să încerc să explic minunea. Mulți predicatori încearcă să vă explice minunile. Păi dacă am putea să le explicăm, ele ar înceta să mai fie minuni. Ar trebui minunile să le lăsăm așa cum sunt. Dacă Domnul a făcut o minune, atunci este o minune.
Pe un alt frate predicator l-am auzit vorbind despre Iona mai demult și ca să ne convingă pe noi ascultătorii că a fost posibil ca Iona să fie înghițit de o vietate marină, de un pește, un chit, fratele predicator respectiv a găsit undeva o informație din analele marinei britanice, a citat două cazuri de marinari care au căzut în apă, au fost înghițiți de vietăți marine, care au fost apoi dați afară după jumătate de oră, după o oră, după trei ore, sigur că prezentau pe corp urmele arsurilor, sucurilor gastrice foarte puternice din interiorul acelor vietăți marine, dar se arăta faptul că s-au mai întâmplat. Eu aș zice ce am zis mai înainte, minunile trebuie lăsate să fie minuni. Că dacă încercăm să le explicăm noi minunile săvârșite de Domnul Iisus, s-ar putea să știrbim ceva din frumusețea lor. Nu e sigur că explicațiile noastre vor ajuta prea mult. Domnul face minuni și pentru mine e de ajuns să știu asta, să fie Domnul. Domnul. Domnul însă a spus că femeia aceasta era legată în starea aceea, era robită de Satan. Există o anumită legătură între diferite experiențe prin care trecem, diferite stări în care ne găsim, și anumite păcate din viața noastră. Însă, despre subiectul acesta, despre această relație, eu va trebui să vorbesc cu foarte mare atenție. Pentru că aș putea să sădesc în inimile ascultătorilor mei, dacă nu sunt atent, convingerea că toți cei care sunt în jurul nostru apăsați de o problemă sau de alta, au la activul lor vreun păcat. Și modul ăsta de a gândi este defectuos, este destul de greșit. În același timp, însă, mi-aduc aminte că în Evanghelia după Ioan, capitolul 5, Domnul intră în Ierusalim pe poarta numită Poarta Oilor. El, marele păstor al oilor, intră tocmai pe Poarta Oilor. Mai erau și alte porți, mai frumoase decât aceasta, pe care se putea intra în Ierusalim, dar Domnul a ales-o pe aceasta pentru că avea în vedere să facă o lucrare acolo. Pentru că nu departe de poarta aceea se afla o stălătoare care avea 5 pridvoare și pridvoarele acestea erau pline nu de oameni veniți la relaxare, nu de oameni veniți să-și petreacă acolo vreun concediu, să se simtă bine, ci erau oameni necăjiți, oameni apăsați, oameni care își căutau ușurarea sau chiar vindecarea pentru diferite probleme de sănătate trupească. Se întâmpla acolo o minune din când în când înger al Domnului se cobora în scăldătoare, ființă nevăzută, dar coborârea lui, oamenii o remarcau prin tulburarea apei. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu că cel din tâi care intra în apă în momentul acela căpăta vindecare pentru boala lui, indiferent de ce boală era vorba. Și îmi imaginez că erau pline pridvoarele acestea de oameni în căutare de vindecare. Și acolo era un om bolnav care n-avea pe nimeni să-l ajute să poată să intre și el. Și întotdeauna când se tulbura apa, altul îl întrecea. Poate că era acolo de multă vreme, stătea la rând, stătea la coadă și nimeni nu respecta ordinea. Nu era sistemul ăla să iei bilet și acum e rândul tău, sari tu. După aia e rândul altcuiva. Dacă ar fi existat așa ceva, probabil că mi-ar fi transformat și asta în afacere. Ne dimineața și iei o grămadă de bilete și după aia le vinzi mai târziu, la cei ce vin mai târziu, mai de departe. La ambasade în București se întâmplă asta. Și la urmă ăsta vine Domnul Iisus, îl întreabă, vrei să te faci sănătos? Și ăsta îi spune Domnul Iisus situația lui și Domnul îl vindecă. Și după ce îl vindecă, în versetul 14 s-a scris că Domnul Iisus îi spune un lucru interesant. Zice, vezi, acum te-ai vindecat. Ai grijă să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Dacă aș fi fost acolo prin apropiere, aș fi vrut să-L întreb pe Domnul, Doamne, oare ce vrei să spui prin ceva mai rău? Adică, poate fi ceva mai rău decât un bărbat care ar trebui să fie stăpânul stâlpul casei, să aducă pâinea în casă, să zacă ani de zile pe un pat de neputință? Poate fi ceva mai rău decât asta? Eu cred că este.
Pentru că atunci când păcătuim, mai ales atunci când păcătuim în mod conștient, voit, intenționat, noi deschidem o ușă pe care vrăjmașul o poate folosi pentru ca să pună asupra noastră o anumită legătură, o anumită stare de robire. Poate să fie vorba despre o stare trupească, așa cum a fost vorba în cazul acestei femei, sau poate să fie vorba despre o stare sufletească. Să simți că nu te mai poți dezlipi de Facebook. Să simți că sunt o grămadă de lucruri în casă care trebuie rezolvate și nu-i cine să le rezolve, dar tu să nu poți să-l închizi. Că trebuie să le știi pe toate, să le vezi pe toate, să vezi toate pozele pe care le-au pus toți cunoscuții tăi și prietenii cunoscuților tăi. De parcă asta ți-ar fi de folos. Și ești rob acolo și zici, nu pot. Să nu poți să ții o zi de post. E și asta o problemă? Nu pot, mă doare cap, mă doare stomac, mă doare aia, mă doare celălalt. Sunt foarte multe forme de neputință. Și toate acestea, să știți că sunt legături pe care vrăjmașul le pune asupra oamenilor. Și vedeți, ca și femeia aceasta, cu astfel de legături, oamenii pot să vină zeci de ani de zile în casa lui Dumnezeu, să asculte predici, să nu se lipească de nimic, să asculte cântări, poate să predice chiar și să rămână în aceleași stări. Dar vreau să vă spun, în mijlocul nostru se coboară, nu din când în când, un înger trimis de Dumnezeu să tulbure apa. În mijlocul nostru se coboară unul care poate să elibereze, unul care poate să vindece. Unul despre care Ioan mărturisește că a venit să nimicească lucrările vrăjmașului. De 2000 de ani Iisus nimicește lucrările vrăjmașului și îl rugăm să facă lucrurile acestea și în vremea noastră și printre noi. Amin. Cât este timpul să mă opresc? Un singur lucru aș mai adăuga. Fruntașul sinagogii, în loc să se bucure că a văzut că una din oițele din turma lui a căpătat o vindecare pe care el, fruntașul sinagogii, nu i-ar fi putut o oferi, s-a mâniat. Și cuvintele de reproș le-a adresat către oameni. Era deranjat de vindecarea făcută de Iisus. Dar n-a răsnit să-i o spună lui Iisus direct, le-a spus-o celorlalți. Și Domnul Iisus a încercat să-l vindece și pe omul acesta de o problemă a sufletului. Dați-mi voie să vă spun că problemele sufletului sunt mai greu de identificat, de diagnosticat și mai greu de vindecat. Dar El poate să le vindece și pe acelea. Amin. Să vii să fie Domnul. Mă opresc aici și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să avem parte de aceste lucrări săvârșite de Domnul Iisus, pentru că El este, așa după cum cânta fratele Mihai, cel mai minunat, să vii să fie Domnul. Amin. Amin. Aș vrea să închei citindu-un verset din Osea, ultimul verset din capitolul 14, zice cuvântul Domnului, cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri, cine este priceput să le înțeleagă, căci căile Domnului sunt drepte. Amin. Amin. Haideți să ne ridicăm pe picioare și aș vrea să ne rugăm Domnului să încredințăm în brațul Domnului. Fratele Elia Verean, săptămâna aceasta, marța plecam spre România, să ne rugăm Domnului ca să-l păzească acolo și să fie fiel. Fratele Vasile Ionoiu, știu că și este și el în călătorie, mai sunt și alți frați în călătorie. Fratele Ghiță, pleacă în Algata dimineață. Știți, câteodată zicem, ce, ne rugăm că pleacă în vacanță. Frații mei, sunt atâtea accidente și accidente grele și tragice. Ce a fost săptămâna aceasta la 4:40 cu 15, poate că majoritatea sunt în biserică? Cine s-a gândit dintre cei ce erau mașini că se întâmplă lucrul acesta? E bine să chemăm numele Domnului peste cei ce sunt pe casă. Da? Și pe noi ne gândeam în brațul Domnului. După ce vom face această rugăciune, îl rog pe fratele Dima Răzvan să încheie cu timpul de părtășie rugăciune. Ne rugăm cu toți și apoi fratele Dima Răzvan. Da?